Bună dimineața, dragilor, mă bucur să vă regăsesc. Astăzi avem un antrenament full body cu gantera. Practic avem un accesoriu foarte simplu pe care îl putem folosi și acasă, dar și la sală, pentru că vrem să lucrați împreună cu noi în această dimineață. Trecem prin toate grupele musculare ca astfel să avem o transformare completă, să ne tonifiem bine corpul și să avem energia pe care ne-o dorim. O să începem un exercițiu de picioare, luăm o pereche de gantere. Pentru că sunt mai multe doamne și domnișoare care ne urmăresc, o să facem câteva exerciții de picioare. O să începem cu o genuflexiune sumo, care ne vor ajuta să antrenăm și fesierii. Știu că este un lucru important și pentru asta încercăm, da, să alegem alternativele potrivite pentru fiecare în parte. Astfel, genunchii merg spre exterior și tălpile sunt mai depărtate decât de obicei, astfel făcând o mișcare, da, cu picioarele spre exterior. Pe lângă că antrenăm picioarele, antrenăm și fesierii. Foarte important să nu ne grăbim, dar după cum știți, lucrăm lent, controlat la fiecare repetare ca să stimulăm bine musculatura și astfel să avem rezultatele dorite. Exercițiul numărul 2, vom trece la o îndreptare românească, da, fix așa îi spune, pentru că vom ține genunchii foarte puțin flexați, ne aplecăm pe față și astfel ne focusăm pe partea din spate a piciorului mai mult decât la primul exercițiu, unde ne focusăm mai mult pe partea din față a piciorului. Foarte important mișcarea să fie din șol și trunchiul să fie fix, adică să nu ne flexăm coloana, ci să ne aplecăm cu trunchiul drept pe față, ducând bazinul cât mai mult spre înapoi. Bineînțeles, aici încercăm să facem undeva la 10-15 repetări la fiecare exercițiu. Putem lucra fie serii consecutive din același exercițiu, fie putem face în rutina noastră un circuit, practic și astfel legăm exercițiile unul după altul, ne crește și pulsul și astfel ne ajută să ardem mai multe calorii. Exercițiul numărul 3, pentru brațe și pentru umeri, vom face o presă militară, practic vom ține gantere la nivelul umerilor, abdomenul este încordat și ridicăm deasupra capului, da, mișcarea este una controlată, nu ne grăbim, când coborâm coatele intră ușor în interior ca astfel să antrenăm mai mult tricepsul și pe ridicare răsuțim ușor ca astfel să creștem gradul de mobilitate. Mișcarea la fel este una lentă și controlată. Nu uitați să zâmbiți atunci când faceți mișcare, pentru că e foarte important, da, să asociem mișcarea cu o stare de bine, să vă simțiți în largul vostru, nu neapărat să faceți sport ca o necesitate, ci ca o bucurie și o sărbătoare a corpului. Exercițiul numărul 4, pentru postură, o să stăm aplecați ușor pe față, foarte important spatele să fie drept și pentru asta vom trage de brațe spre înapoi. Foarte important brațele să fie întinse și apoi trag cu coatele spre tavan. Putem face o repetare cu coatele pe lângă corp și o repetare cu coatele spre exterior, ca astfel să antrenăm toată musculatura spatelui și foarte important, da, zona trapezului, partea dintre umeri, care ne ajută să stăm mai drepți, mai ales că foarte mulți dintre noi stăm foarte mult la birou și vrem să combatem practic efectele statului pe scaun. Pentru următorul exercițiu ne focusăm pe partea din spate a brațului, ne vom pune pe spate, da, tricepsul, mușchiul de la revedere, cum îi spunem noi la sală, vrem să-l tonifiem ca astfel, da, să arate bine și să ne simțim bine de fiecare dată când mâinile sunt goale. Flexăm coatele pe loc, da, mișcarea este una controlată, foarte mare atenție aici să alegem o greutate potrivită, pentru că ganterele vor merge pe lângă urechi și bineînțeles nu vrem să fie prea grele să ne accidentăm. Mișcarea la fel, una controlată și foarte important, da, să flexăm cotul cât mai pe loc și să nu mișcăm brațul de la nivelul umărului. Și ultimul exercițiu pentru abdomen, că nu poate lipsi, da, vom face niște crunch-uri, putem folosi și greutăți ca astfel să crească intensitatea. Practic ridic brațele și umerii spre tavan și apoi cobor cât mai mult pe spate ca să se întindă abdomenul. La fel, lucrăm undeva la 15 repetări. Foarte important să respirăm la acest exercițiu, pentru că avem tendința să nu o facem și atunci ne putem bloca. Cam acestea sunt exercițiile pentru astăzi. Nu uitați să faceți sport în fiecare zi ca astfel să vă simțiți mai bine, mai energici și bineînțeles rezultatele să apară așa cum vă doriți.